Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Tu ești un model netradițional, distructiv al idealiștilor, un adevărat rebel cu o mentalitate neconformă celor din jur, tu poți îmbunătăți ideile tradiționale, reinterpretându-le și propunând abordări complet în noi pentru rezolvarea problemelor vechi. Ești o persoană sociabilă, prietenoasă, înțelegătoare, dar aura de reținere emoțională face ca umanismul tău să fie în mare parte abstract, nu renunți la nimic ce ar putea fi interpretat ca inovativ, care nu se încadrează în niciun cadru cunoscut. Singurul grup în care te simți confortabil reprezintă aceiași individualiști ca și tine. Ești un personaj original, care se distinge în mod semnificativ în mulțimea din jur. În exterior, te manifesti cu un stil individual. O caracteristică specială, de exemplu, voce, volum de vorbire, expresie facială, postură, mișcare. Multe dintre noi, desigur, au o lume interioară bogată, dar tu nici măcar nu încerci să o ascunzi, iar acest lucru este evident pentru toată lumea. Într-adevăr, prima impresie la întâlnirea cu tine poate fi de neuitat, în viața ta. Cea mai importantă problemă este tema fundamentării eticii, onestitatea, moralitatea, responsabilitatea, pentru tine nu sunt doar cuvinte frumoase. Tu nu poți acorda prea multă importanță gândurilor tale sau chiar să fii încrezătoare în caracterul tău slab. Dar depășirea crizelor și circumstanțelor teribile dezvăluie că tu ești pur și simplu într-o chipare a fermității. Semnul zodiacal Vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: imparțialitate, reformism, vânător de vise, inovație, muncă neobosită. Planeta ta guvernatoare este Uranus. Aceasta determină progresul. Planeta este favorabilă pentru cele care descoperă noi direcții în artă. Planeta ta în exil este Soarele soarele este responsabil pentru lipsa unui nucleu intern, înțelegerea slabă a propriilor interese, precum și pentru incapacitatea de a prioritiza și falsa afecțiune. În deplină concordanță cu semnul nașterii, poți fi un ideolog inovator. Originalitatea este numele tău intermediar. Adesea se întâmplă că, prin deosebirile tale față de alții, extravagante sau chiar scandaloase, te prefaci că ești altceva, pentru o imagine fictivă, inventată. Dacă din întâmplare joci într-adevăr un joc onest, atunci poți fi invidiată, doar că chinurile conștiinței îți sunt necunoscute. Dacă nu, vei avea suferințe profunde până când factorii care te tulburau sunt îndepărtați sau va crește gradul de stimă de sine. O astfel de protecție, totuși, va fi eficientă numai dacă ești gata pentru sacrificiul de plin, dar, din fericire, și poate din nefericire, suferința sau trădarea acelor idealuri în care credeai în tinerețe aproape că nu afectează starea ta mentală. Cuvântul caracter în raport cu tine poate avea un alt treilea înțeles, ceea ce nu este surprinzător, deoarece excentricitatea nu ți este deloc străină. Cu toate acestea, în cazul în care un comportament non-standard poate ofensa alte persoane, apoi tu chiar te bucuri de o astfel de oportunitate de a ieși în evidență. Aceste lucruri te ajută în caz de necesitate de a crea cu succes apariția bunăstării externe sau de a crea o stare care nu există în realitate. Deoarece unicitatea caracterului este cea mai importantă trăsătură în viața ta, poți alege să studiezi, să faci acțiuni datorită prezenței acestor calități sau să le evaluezi pe ceilalți. Deși ești capabilă să crezi în naturalitate, ești conștientă de importanța abilității de a juca roluri în viața umană și poți deveni expert în determinarea gradului de încredere în sine a diferitelor persoane. În același timp, individualitatea ta infailibilă trece ușor prin tunet și fulgere, poate pentru că este completă lipsită de acțiune. Nu este necesar ca interesele în domeniul ingineriei, al matematicii sau al științei să fie specifice ție ca să relaționezi cu alții. Poți avea un hobby prețuit, dacă nu o profesie, care este de fapt o continuare a intereselor personale. Adesea ești fericit să te angajezi în activități sociale, în special dacă, în același timp, ai posibilitatea de a oferi asistență specifică altor persoane tu nu eziți să intri pe vreo ușă sau să ai luna de pe cer, dacă dorești cu adevărat. Nu ești similară cu alte vărsătoare având astfel de calități, o astfel de doamnă este originală, intrigantă, provocatoare. Te străduiești să-ți demonstrezi individualitatea norice și chiar când îți alegi partenerul de viață, dorești să-ți păstrezi independența și libertatea de mișcare. Continui să acționezi în mod concret și cu încredere în avansarea prestigiului și a puterilor tale imperioase. Ești destul de inteligentă și destul de perceptivă încât să pari fermecătoare pentru bărbați. Bărbații sunt atrași de tine în speranța unor noi senzații, dar manifestările sentimentelor îți sunt destul de străine. Cum afectează data de 23 ianuarie soartata, stilul individual și caracterul original? Ești o persoană foarte încăpățânată și persistentă, care nu este obișnuită cu eșecurile. Viața și caracterul tău de oțel contribuie la realizarea viselor tale, pentru tine contează doar obiectivul tău principal, restul fiind doar obstacole minore pe drum. Cred că ești o persoană foarte fermecătoare și carismatică, cu un aspect extraordinar. Ai o mentalitate creativă și o abordare non-standard pentru orice lucrare și ești foarte independentă și originală în viață. Ai o minte ascuțită, o memorie bună și destulă inteligență, poți fi inventivă, poți ieși cu ușurință din orice problemă. Este de remarcat faptul că ești uneori prudentă și, în primul rând, îți urmărești propriile interese. Nu ai valori morale în general acceptate. Și într-adevăr, Poți ușor, dacă este necesar, să-ți depășești capul pentru a atinge dorința. În plus, pentru a obține ceea ce dorești, ești gata să recurgi la metode care nu sunt pe deplin oneste. Este imposibil să nu observe cineva caracterul tău unic, modul de a te prezenta. Aceste lucru este exprimat în stilul de îmbrăcăminte, selecția de produse cosmetice, obiceiurile, transformarea vorbirii originale. Pentru a arăta individual, ești oricând pregătită pentru o transformare dramatică, coafura fantezistă, tatuaje sclipitoare, piercing, nu-ți sunt străine. datorită ambiției excesive, încerci să reușești în munca ta, la urma urmei, tu, în primul rând, cauți să obții progrese semnificative în sfera profesională, pentru tine. O poziție de invidiat în societate și recunoaștere națională înseamnă foarte mult, dar în căutarea tuturor acestor atribute, uneori ești concentrată pe obiectivul tău, calci pe cadavre cum se spune, devii indignată și insensibilă, făcându-ți astfel dușmani și probleme suplimentare pentru tine însăți. dar dacă, în primul rând, nu vei urmări obiective mercenare, ci te străduiești cu adevărat pentru binele comun, atunci tu vei putea crea sau descoperi lucruri cu adevărat utile. Astrele spun că poți, dacă dorești, să transformi viața unei persoane într-un bazm, dar numai dacă tu însă ți-o dorești. A face bine neintenționat este imposibil pentru tine. În plus, dacă un individ este dezgustător în mod deschis față de tine, nu îl vei ajuta niciodată, nici nu vei putea fi convinsă vreodată să-l ajuți. Într-un mediu de lucru, nu ești egală cu ceilalți. Tu, cu grație și dexteritate, ocolești toți rivalii. În eventualitatea unui conflict, nu vei asista la ceremonie și îți exprimi imediată nemulțumirea în ochi. Pe calea vieții, îți poți face mulți dușmani și invidioși, deci trebuie să fii deosebită de atentă la alții. Cel mai important lucru este a asculta vocea rațiunii și a intuiției născute care în cea mai dificilă poziție îți va spune calea cea bună, dragoste și compatibilitate. Dacă libertatea personală neîngrădită, universală ți este oferită, ești extrem de loială și nobilă în comunicarea cu ceilalți, în strânsă alianță, ești în multe privințe idealistă. În primul rând, partenerul tău ar trebui să fie un prieten spiritual, iar relațiile pe care sper să le ai se bazează pe prietenie, parteneriat și interese comune. Cu o condiție, tu deasupra, ai o relație bună cu balanța, săgetătorul și gemenii și, prin urmare, cu aceștia ar trebui stabilită familia. Compatibilitatea la nivel mediu, unde totul este posibil cu dorință reciprocă, poate fi cu leu, berbec, capricorn și pești. În aceste combinații, poți să creezi o familie și să trăiești o viață fericită. Dar trebuie să-ți reduce mai întâi frivolitatea. Tu nu te înțelegi deloc cu rac, fecioară, taur, scorpion și vărsător. Este mai bine pentru tine să mergeți pe drumuri paralele, astfel încât să nu vă intersectați în niciun loc locuri de muncă și carieră. Caracterul tău este original. Poți fi distinsă printr-o voce neobișnuită sau un mod de deosebită de vorbire un stil ciudat de îmbrăcăminte sau gesturi extrem de neobișnuite, o manieră de mișcări incomprehensibile. Prima impresie atunci când ești întâlnită, este foarte puternică, este aproape imposibil să uiți întâlnirea cu o astfel de persoană. Caracterul tău este foarte ferm, deși tu te poți gândi despre tine însăți că ești un om slab, uneori puterea spiritului tău se manifestă numai în situații de urgență. Poți fi foarte responsabilă și foarte morală, dar îți poți schimba idealurile în timpul vieții tale de mai multe ori. Conștiința ta va fi calmă doar dacă trăiești cinstit, așa că nu ar trebui să te opui societății. Sănătate și boli Tu preferi forme non-tradiționale de tratament în locul procedurilor convenționale. Tu ar trebui să eviți situațiile în care ar fi necesar să te uiți la viitorul tău și să nu fii încrezătoare în sine. Predispozițiile și presiunile tale pot afecta sănătatea rudelor, a prietenilor și chiar a celor necunoscuți, deci nu merge prea departe. În ceea ce privește dieta, sunt recomandate alimente sănătoase și legume proaspete bogate în vitamine. În sport și efort fizic, este important să nu exagerezi și să distribui încărcătura în mod corespunzător, căutând căi necurate și adesea modalități neașteptate dar eficiente, de a rezolva problema aspectului poți avea mulți dușmani, iar orice greșeală te va consta scump. Destinul și norocul este o fire fermă, persistentă, ambițioasă, vicioasă, insidioasă, realizările obiectivelor tale pot să trece peste orice normă morală și chiar peste cadavre. Prin natura ta, ești înzestrată cu prudență rece, ești inteligentă, ai o intuiție dezvoltată, ești greu de înșelat. Poți atinge înălțimi mari datorită doruinței și abilității tale de a elimina rivalii din calea ta. Poți aduna mulți dușmani, iar orice greșeală te va costa scump, pentru că vor exista mulți vânători care să-ți facă rău. Nu va exista fericire de plină în viața de familie, dar în sfera financiară, vei reuși. Sfaturi pentru tine. Adesea, Poți avea un hobby, care este și al doilea venit. Nimeni, cu excepția ta, va putea cu mai multă acuratețe și mai bine să surprindă disimilaritatea și identitatea celorlalți. Tu însă -ți te comporți întotdeauna neconvențional, însă unicitatea ta este plină de teatralitate și de joc. Folosește aceste trucuri în sfera profesională și încearcă să fii naturală și comunicativă cu cei dragi. Astfel, pentru oamenii apropiați și dragi, poți muta munții și poți face chiar și imposibilul. Ce cadouri ți se potrivesc, este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului. Cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă, chiar dacă primești ceva prozaic. Designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles se va atrage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți. Trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu o arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul. De exemplu sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și epuri tradiționali cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia. Te atrag ca doscoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine? Ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile, lalele, iriș, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore. Și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine.